O mie și una de măruntiță. El era un certificat, era doctor veterinar, se uita la carne, se uita la porc când era viu, se uita la carne când o tăiam, frumos și toată treaba. Da. Cum era. Acum, forma nu se mai dă certificate, nu se mai eliberează certificate, nu mai eliberează nimic, acum cum se vinde? Forma numărul 1, forma numărul 2 nu se mai eliberează, forma numărul 1 ei eliberează. Dacă ne prinde cu carnea fără certificat, se confiscă, se dă foc, ori se dă cu clor, da, și amendă. Dar noi se distruge, se distruge. Se distruge, da. Standarde europene care trebuie să le îndeplinim, însă noi nu putem să le îndeplinim fiindcă nu avem resurse financiare ca să construim ceva, să construim adăugător. Că nu avem un sistem, trebuie să ducem la cacul, să sacrificăm. Și acolo mai un punct de sacrificare. Nu se mai de voie tăierii tradițional. Legea e primită, dar cei care au hotărâri de guvern, asta nu e lege, hotărâri de guvern, dar tot e lege. Au primit hotărâri de guvern. Dar cei care le-au prezentat proiectul legii, ei cred că nu s-au apropiat de pământ, ei cred că nu s-au apropiat, cred că ei nu știu cum trăiesc oamenii aici. Uite asta. Noi suntem de acord că trebuie să avem punct de sacrificare, standarde europene, ne mișcăm spre Europa, dar finanțe trebuie și noi nu dispunem aici de finanțe. Când am început să vedem carne, vindeam mai în fund acolo la piață. Nu erau, adică, condiții. Ne-am pus, am făcut condiții, am luat pe la bănci, chestii de-astea, am făcut condiții. Acum am făcut condiții, nu ne dăm voie să vinde. Cum să o înțelegem? Mă aduc banii și o să-l iau. Că nu este rentabil, că noi trebuie să-l creștem și prima trebuie să-l tăiem, să-l ducem. Acolo cine știe că ne-l dă înapoi, că ne-l tai, că ne-l lasă, l aduc. Eu nu știu cum, drum venit, la ce, mai nu mai cresc, nu mai fac, nu mai chestia cu te-am făcut de acolo. Autorizată, fraților. Mașină autorizată specială, să ducă porcul viu și înapoi trebuie ladă frigorifică. Da, trebuie să ai două elemente care trebuie să le hotărască. Astea sunt bani cheltuiți. Problema că nu dispunem de puncte de sacrificare animalelor în fiecare localitate. Și trebuie să transportăm animale la 100 de kilometri. Uite, până la Cacul, duș și întors, 100 de kilometri. Sunt 80 ceva de kilometri, plus încă 15 kilometri în oraș. Închipuiți-vă că asta e 100 de kilometri. Azi am dus porcină, rând mare acolo, trebuie să vin acasă, las porcină acolo, să plătesc pentru întreținere și a doua zi să mă duc din nou, să cheltui. Costă 1000 de lei costă, înțelegeți? Și cu neputință, nu, oamenii nu pot să facă lucrul ăsta. Dar timp de vară ce facem, timp de vară? Dacă ar fi în localitatea sătească un punct, măcar la două sate, un punct de sacrificare, oamenii veneau și înfăpteau sacrificarea și timp de oră hotărau problemă. Dar așa poftim. Toată legea s-a primit, dar cum de implementat legea? Dumnezeu știe. Uite, asta cel mai mare greșeală se face când se primește legile, că nu se analizează la fața locului. Se poate implementa legea asta sau nu se poate implementa? Și nu îndeplinim și până după asta rămâne lege pe hârtie. Se începe conflicte. Amendăm oamenii, îi enervăm, îi degradăm și mai departe. Uite așa, la rândul lor. Nu aveam aici, eu plecam de mult. I-am spus la toată lumea și spun la toți. Până auzit așa, am auzit că trebuie sacrificat porcul la Cahul de dus. Acolo, la abatorul de la Cahul și urma să-l aduce aici ca să poți să-l vinzi. În așa condiții trăim, dar de ce până acum am tăiat acasă și ne duceam și-l vindeam și acum nu mai putem să-l dăm. Noi tot creștem. Mai creștem și noi câte un porc. Doi, că soțul lucrează într-un seriele care e cu pământurile și le dă cereale și sunt nevoită să cresc, că nu am ce face. Avem păsări, avem porci, dar sunt nevoită, că dacă avem cereale nu poți să nu crești nică. Dar e foarte greu de a-l vinde, că sunt atâtea condiții puse în față. Eu am făcut documente pe doi porci, ne-a dat Stipan Filipovici, medicul veterinar care psa, ne-a dat, am, dar nu pot să mă duc la Cahul să tai. Pe ea, uitează, 40 km dus încolo, dus înapoi, iar 40, s-a făcut 80 km și trebuie să ai transport permanent ca să te duci. Eu cu transport, noi transport n-avem transport. E
de acolo, în primul rând ar trebui ridicată întrebarea, în primul rând pentru că ei n-au pregătit nimic ca să facă un punct de asta de sacrificare. Asta trebuie bani, ca un om care nu poate de pe lui ca mine, ca el, dar să intervină statul, să facă, să ajute cu ceva, sau asta, că dacă vor să facă așa, pentru că așa e drept. Carne să avem și noi, pentru că așa e drept. Cu România, că acolo dă ajutoare la o scroafă cu purcei, dă peste 300 de euro. La o oaie dă 20 de euro, la o vacă dă 500, dă ajutor statul. Dar noi ce? Ne cere numai de la noi și ne pune pe drumuri să umblăm, să-i votăm, să le ridicăm. E poliț mari, să fie ceva, dacă de cine le iam astea? Tot aceia care sunt în prejurul parlamentului, în prejurul, adică da, neamuri, cu scrii verișori, cum mai departe. Și șori. Șori avem. Omul cumpăra, făcea, creștea, aducea și luam de la dânsul carne. Din alt far de unii azi. Avem poate de acasă, tăiem ce crește, cumpărăm. Când aduc pui aici la vânzare, cumpărăm. Și creștem și mai tăiem și de acasă, dacă că nu-i rostul de carne, că să luăm câte o formă de carne pentru ce trebuie și la o treabă, la o sărbătoare, ne repedeam la magazin. Era, știm că avem magazinul, dar cu așa de ce problemele, că de când nu-i deschis, are pe două săptămâni și ceva, de așa, de când nu deschide băiatul, nu știu, e putința de ce nu-i se dă voie. Asta ce putem să mai spunem. Asta ia cu fotografia cu unii. Da, dacă o să-i dai voi, băiatul, să... Cum, tot n-ați cheltuit toate, aici sunt bani băgați în magazinul ăsta. Toate e pus, condițiile la... Da, tot e făcut, dar la locul meu. Asta e la parlament, ca au milioane.